ARE a aprobat tarifele diferențiate pe categorii de consumatori pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate. Este vorba de locuitorii din raioanele Nisporeni și Soroca. Astfel, consumatorii din orașul Nisporeni vor fi nevoiți să achite cu 4,31 de lei metru cub mai mult pentru serviciul public de alimentare cu apă, 22,3 lei. Totodată se înregistrează o ușoară creștere și la serviciul de canalizare, care va fi cu 4,54 de lei mai mare, 22,56 de lei. Pentru consumatorii non-casnici, prețurile rămân a fi neschimbate, 37,23 de lei pe metru cub pentru apă și 28 de lei pe metru cub pentru serviciile de canalizare. Descumpire au parte și locuitorii din raionul Soroca. Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, consumatorii casnici vor cheltui cu 0,2 lei metru cub mai mult, prețul actual fiind de 15,59 de lei metru cub, în timp ce pentru cei non-casnici tariful rămâne același, 35,2 lei pe metru cub. De asemenea, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate, nu vor fi afectați consumatorii non-casnici, care vor scoate în continuare din buzunare 12,33 de lei pe metru cub. Totuși, mai mult cu 0,23 de lei pe metru cub vor trebui să achite consumatorii casnici.